orice pădure cu uscăturile ei și orice farmacie cu bodyguardul ei. Unul mai nesuferit ca altul. Dar să urmărim povestea cu Nea Gigi. Bună seara. N-aveți voie să intrați cu gențile în magazin, trebuie să le lăsați aici. Poftim? Trebuie să le lăsați aici, așa e regulamentul. Cum să le lăsăm aici? Că am portofelul în geant, am lucrurile mele personale. Avem actele, cum adică să le lăsăm aici? Nu le lăsați aici, nu treceți de neagici. Dar chiar nu pot să le las aici, nu sunt în siguranță, îmi pare foarte rău. Nici măcar nu sunt păzite. Le păzesc eu. Doamnă, fiți drăguță, avem voie să intrăm cu gențile în magazin? Da, sigur că aveți voie, poftiți, vă rog. Mulțumim. Doamna Lili, regulile. Nea Gigi, te rog frumos, nu exagera cu regulile. N-aveți voie să atingeți produsele. Păi că noi n-avem voie să atingem produsele. Uite așa, e regulă. Ce regulă, doamne? N-am mai întâlnit că era așa ceva. Cum adică să n-am voie să-l ating? N-aveți voie să le atingeți. Dacă vreți să le atingeți, le cumpărați. Le plătiți și după aia le atingeți. Dacă vreți să atingeți toată farmacia, plătiți toată farmacia. Cum adică, doamne, dacă vreau să iau rujul ăla de acolo, cum trebuie să-l iau, să-l ating ca să-l plătesc? Din privire, te uiți. Cum din privire, doamne? Cum să... Fiți drăguță, putem să atingem produsele? Evident că puteți să atingeți produsele. Vă rog, poftiți. Mulțumim. Doamna Lili, regulile. Nea Gigi, te rog frumos, lasă clienții să atingă produsele. N-aveți voie să staționați mai mult de 3 minute. Doamne, n-avem voie să staționăm în fața raftului mai mult de 3 minute. Au trecut 3 minute, n-aveți voie. Ce 3 minute, doamne? Așa sunt regulile. Care reguli, doamne, n-am pomenit în viața mea așa ceva? Nu vă supărați, putem să staționăm în fața raftului 3 minute, mai mult de 3 minute? Sigur că da, vă rog frumos, staționați cât doriți dumneavoastră. Mulțumim. Doamna Lili, Nea Gigi! N-aveți voie să umblați în grupuri prin farmacie. Doamne ferește, așa ce... Doamne, n-avem voie să umblăm în grupuri prin farmacie. Așa zice regula. Dar unde scrie, domnule, chestia asta? Unde scrie? N-aveți voie să umblați în grupuri mai mult de o persoană prin farmacie. Cum doi grupuri mai mult de o persoană? Doamna, fiți drăguță. Nea Gigi, te rog frumos, ia matale mopul și găleata, găsește-ți ceva de lucru și lasă clienții noștri în pace. Ne cerem scuze, vă rog frumos. Nu e nicio aveți voie să treceți până nu se usucă. De când fostul coleg al lui Viorel a fost promovat șeful lui direct, se pare că au apărut probleme în paradisul celor patru șefi ai unui singur muncitor. Băi, Viorel, băi, pune-mă mâna și muncește mai repede, bă, că scade nivelul de productivitate. Așa e bine? A, da? Așa o să-ți primești și salariul. Șefu, propun să-i tăiem 30% din salariul lui Viorel. Șefu, propun să-i tăiem 30% din salariul lui Viorel. Șefu, propun să-i tăiem 30% din salariul lui Viorel. Păi nu i-am mai tăiat, bă, și ieri! Păi nu i-am mai tăiat, bă, și ieri! Păi nu i-am mai tăiat, bă, și ieri! Bă, da! Păi și nu e, băi, cam mult! Păi și nu e, mă, cam mult! Păi și nu e, mă, cam mult! Bă, da, dacă nu muncește! Bă, da, dar dacă nu muncește! Bă, da, șeful, dar dacă nu muncește! Păi dacă nu muncește, nu mai bine îl dăm noi afară, băi! Păi dacă nu muncește, nu mai bine îl dăm noi afară, mă! Păi dacă nu muncește, nu mai bine îl dăm noi afară, mă! Eu zi, Viorele, că s-a propus să fii dat afară! Să mă dea afară, care-i treaba? Să mă dea de aia, nu mai pot eu! Mi s-a rupit mie de mocanta voastră și tu, lasă-mă, dracu, cu pace, mă! Ia uși, șefu, că de aia nu mai poate, îi se rupe! Bă, asta-i impertinență, băi! Bă, asta-i impertinență, mă! Băi!
Asta e impertinență, bă! Băi, Viorele, asta e impertinență! Așa și? Așa și? Așa și? Așa și? Așa și ce, băi? Așa și ce, mă? Așa și ce, mă? Așa și ce, băi, Viorele? Așa și ce, ce, bă, Sandele, ce? Așa și ce, ce? Așa și ce, ce? Așa și ce, ce? Așa și ce, ce, ce? Despre ce vorbeam, că ai uitat? Despre ce vorbeam, mă, că am uitat? Bă, despre ce vorbeam, că am uitat? Băi, Viorele, despre ce vorbeam, că am uitat? Că trebuie să mări salariul cu 30%. A, da. Trebuie să-i mărim salariul cu 30%. A, da. Că trebuie să-i mărim salariul cu 30%. A, da. Trebuie să-i mărim salariul cu 30%, șeful. A, 30% e mult, băi. Mărim și noi cu 25%. E mult, bă, 30%. Îi mărim și noi cu 25%. Ei, e mult, bă, 30%. Îi mărim și noi cu 25%. Băi, Viorele, e mult 30%. 25%. Să trăiți, șeful. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Să rămână. Da. Vezi, băi, dacă muncești. Da, ce? Când ești blondă, ai mult timp de pierdut la dispoziție. Mai grav este dacă ești și blondă și lipsită de imaginație. La ce oră avem programare la solar, fată? La 12, fată. O să fată, și până atunci ce facem? Cum ce facem, fată? Bem cafea. Fată, păi mai băut 6. Păi mai bei una, ce are? Bine, fată, mai pune una, hai. Ia, fată, ia puțină cafea de asta bună, neagră. E din Columbia, fată? Auzi, fată? Niște columbe la ușă și mi-au adus cafea. Da? Auzi, fată, dar nu putem să mergem la coafor înainte de solar? Nu, fată, cum să mergem la coafor înainte de solar? De ce, fată, ce are? Păi, fată, mai avem programarea după solar. Păi știi, fată, mergem și înainte și după ce are. Nu se poate, fată, cum să ajungi la coafor necoafată? Fată, nu poți să arătă fetele alea de noi că suntem neglijente? Da, fată, ai dreptate. Fata, să mai bem puțină cafea. Păi să mai bem puțină cafea. Că e a 7, hai noroc. Noroc. Auzi, fata? Da, fata. Fata, nu-mi vine să vomit rău de tot. Da, fata, și mie puțin. N-am putea, fata, să bem o apă plată? Cum să bem, fata, apă plată? Fata, te-am invitat aici să bem apă plată, te-am invitat aici să bem cafea. Ce ți-am zis, fata, la telefon? Fata, hai, fata, la mine să bem cafea, deci bem cafea. Ți-am zis eu cum să bem apă plată? Nu, fata, nu mi-ai zis. Păi vezi? Hai noroc. Hai noroc. Auzi, fata? Da, fata. Fata, pe mine mă înțeapă inima rău de tot, să știi. Fata, pe mine nu mă înțeapă, dar am așa niște palpitații. Fata, și-mi tremură mâinile, să știi. Fata, și pe mine mă am așa niște tremurici. Fata, 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 am o idee, fata. Ce-i, fata? Prieten, da. Te sun eu și te invit la mine acasă la apă plată, ce zici? Hai, fata, te rog eu frumos, că nu mai pomi, e rău de tot. Fata, nu știu ce să zic. Fata, că te sun, să știi, eu te sun. Nu, fata, vine, sună-mă. Hai, puțin. Ce faci? Bine, fata, te... mă gândeam să te invit la mine acasă la apă plată, ce zici? Nu știu, fata, ce să zic, că sunt cam ocupată. Hai, fata, bine, vin! Bine, fata, dar vin repede, da? Da, fata, vin în 15 minute! Bine, fata, hai, te pup, pa, 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 pa! Fata, nu, fata, trebuie să plec, pare rău. Unde pleci, fata? Fata, la mine acasă am întâlnire cu tine peste 15 minute la apă plată. Ah, fata, du-te repede, să te... Că nu întârzi, da? Unde, fata? La tine acasă, fata, că eu ajung repede. Bine, fata, hai. Pa. Te pup, fata, pa, 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 pa. Capitala nu-i priește vărului din Oltenia. El încă mai are nostalgia traiului la țară, în mijlocul naturii. Natura care nu-i așa, îl ajută pe omul gospodar la toate treburile casnice. Unde găsești o privat? Ce să găsiți? O privată, o toaletă, cum îi spune aici la București. Nu știu, domnule, dar dacă vrei să mergi la baie, de ce îmi dă la dumneata acasă? Ca să mai consum apa, de-aia zic că... Băi, vârle, mă înțelegi? Ce faci, mă, vârle? Mă, știam că ai plecat de acasă, bă, dimineață, mă înțelegi? Uite, mă speriaș. Mă strigaș. Pe ce să fac? Uite, fusei de băgai în... Băgai în ligheanul ăsta niște țoale. Așa? Că răspălai în gârla, din aur. Cum mă să răspăle aici, în gârlă? Da, în gârla asta mare, dar ce așa? Păi, băi, bă, uite, mă, înțelegi? Bă, stai lac, mă, și nu-i ca să spele oamenii hainele în el, mă. Păi, dacă nu știi, ui. Ia uite, bă. Dar atunci, pentru ce-i gârla asta dacă nu se spele oamenii hainele în ea? Păi, cum adică, e romantic așa pentru perechi, mă înțelegi? Păi, știi ce, eu nu veni cu perechi? Ce pereche, mă, că nu vă pă nimeni aici. Eu o pereche de blugi, două perechi de pantaloni de training, mai am șosete, mai am chiros pentru tot anul, să mi ajungă. Păi cum? Bă, da, bă, tu nu ești normal la cap, mă înțelegi? Păi n-am noi mașina automată, mă, de spălat acasă. Verișoară, îmi pare rău că zic, dar aia cu mașina automată, să știi că e minciună. Cum e, mă, minciună? Eu nu zic că nu există, dar e minciună.
Cum adică? Nu e automat, n-are cum să fie automat. Cum adică, băi, mă înțelegi, cum adică mă nu e automat? Verișoară, stai să-ți explic. Mă sculai acum două zile. Așa. Ești și stătui două ore lângă ea. Două ore stătui lângă ea și nu spălă deloc. Băi, mă înțelegi, băi, băga mă haine în ea. E cum să bag haine în ea dacă e automat, la ce se întâmplă? Hai, bă, tu nu ești normal la camă. Păi și... ce ai făcut, mă? Te-ai spălat aici pe dinți, mă? Ce ai făcut? Păi nu zisei că nu vreau să mai consum apă, că-mi vine mult întreținerea, Virgioare. Păi tu... și ce ai făcut? Ai făcut baie aici, la... Păi ce are? La mine la corabie făceam tot timpul bai în Dunăre și plecam în oraș. Hai, băi, păi în Dunăre, mă, că ai apă curgătoare, băi, nu-i lac asta, mă, băi, vorbile, nu-i sănătos, mă, să faci baie aici. Adi, lasă, Verișoara, cu sănă, că n-are ce boală să ia ăștia de la mine. Băi, mă înțelegi, eu vorbeam de tine, mă, nu de alții, pentru tine nu-i sănătos, dar ce-i, mă înțelegi, ce te duc perperești? Vine să fac cu mine, dacă nu găsi privată, nu găsi privată. Ce ia, mă? Vezi eu de la din fundul curții, băi, noi în Oltenia suntem civilizați, ce crezi de în casă? Hei, băi, ce București, mă, mă înțelegi, nu găsești WC-uri în fundul curții peste tot așa. Leu, muică, nu mai pot. Nici un landă, porumb ceva. Nici, mă. Un landă greu. Un pătul. Ce? Pătul. Ce ia, mă? Nu mai contează, hai, lasă. Băi, ce faci? Ce-ai făcut, mă, mă înțelegi? Nu știu cum nimic, auzi? Îți las și eu astea puțin aici. Ai niște frunze de brusture? Ce s-a? Frunze de brusture. Ce s-a? Hai, lasă astea puțin aici, mă duc să mă bag o țără în apă. Unde te duci, mă? Mă duc până în apă să mă bag o țără ca să mă spun. Mamă, stai, mă, unde te duci? Nu te duci, băi, nu te duci, mă. Lasă, băi, mă bag o țără. Băi, mă înțeles, te mai văd copii, te mai joacă, băi. Lasă, nu mă vede copii, că n-are cum să mă bag o țără în apă aici. Sau mai cu zero, țără sau. Băi, nu te dezbrăca, băi. N-are cum să mă bag copii, că mă bag o țără aici. Băi, nu te dezbrăca, băi, nu te dezbrăca, s-a dezbrăcat, mă înțelegi? Ia uite-mă. Băi! Bună seara, stimați telespectatori, suntem... Și suntem... Bine ați venit la emisiunea Actualitatea te privește sau mori. Apropo, știți de ce se spune regimul politic al lui Băsescu? Pentru că toți românii țin vrând nevând regimul în această perioadă de foame profundă. Ne mor copiii de foame, domnule Băsescu. Ni se fac fetele fotomodele de foame, domnule Băsescu. Ne mor părinții de foame, domnule Băsescu. Ne mor verișorii de foame, domnule Băsescu. Ne mor invitații de foame, domnule Băsescu. De altfel, în absolută premieră, în postul nostru astăzi o să avem un invitat care a murit de foame din cauza lui Traian Băsescu. După insistențele din partea producătorilor noștri, Fantoma de la OTV a acceptat să vorbească în direct pentru a spune despre ce și cine a omorât-o. Doamnă Fantomă. Domnișoară. Mă scuzați, domnișoară Fantomă. Spuneți-ne cum ați decedat. Păi, da. De fapt este cât se poate de clar, doamnelor și domnilor, este clar că această fantomă numai pieleșios a ajuns așa din cauza acestui dictator mai rău decât Ceaușescu. Acest criminal cu sânge rece, mai rece decât gheața din paharul sau de whisky. Din cauza lui acest spirit neliniștit s-a întors să ne bântuie. Fantoma OTV nu-și va găsi liniștea până când adevăratul responsabil nu va fi pedepsit. Cum ați murit, domnișoară Fantomă? Ați murit de foame, nu? Nu chiar. Deci tocmai mă ridicasem de la masă și mâncasem mult, mult și gras și am făcut infarct. Ați făcut infarct văzând brusc câte nedreptăți se întâmplă în țara asta. Nu. L-ați văzut pe Traian Băsescu la televizor și v-ați speriat de privirea lui diabolică. Nici. Băsescu vă vizita în fiecare noapte și vă injecta colesterol în vene și artere. Nu, deci tocmai v-am spus că am murit de infarct și nici măcar nu am murit în timpul regimului lui Băsescu. Poftim! Păi am murit de fapt în timpul regimului Năstase. Trebuie să fie o greșeală, domnișoară Fantomă, pentru că conform datelor pe care le avem aici, în guvernarea Năstase nu a murit niciun român. Ha-ha! Ce glumă bună! Deci cineva minte, domnișoară Fantomă, ori noi, noi nu, ori dumneavoastră, dumneavoastră, da. Cum să mint eu în legătură cu o problemă atât de serioasă cum e moartea mea? Nu știm, poate că ați minți. Poate că ați minți dacă ați avea un interes să mințiți. Poate ați minți dacă ați fi membru PDL. Când m-ați înscris în PDL, domnișoara Fantomă? Ce mită electorală ați acceptat pentru adeziune, domnișoară? Ce colegiu v-au promis loc acești nenorociți? Nu, eu sunt apolitică. Lăsați că vă știm noi pe voi, fantomele. Astăzi sunteți apolitice și mâine ne trezim cu voi în Parlamentul European. Vreți în Parlamentul European, domnișoară Fantomă? Vreți să aveți acolo succesuri și post-mortem? Chiar nu vă mai săturați pe deliști îmbuibați? Da, se pare că am omor Fantomă, stimați-le spectatori. Cum să omori un om deja mort? Știți ce înseamnă asta, nu? Că de fapt Fantoma nu era Fantomă, ci era un impostor. Deci de fapt am omorât un membru PDL. Să-ți fie rușine, Dinu Patriciu, Traian Băsescu. Să-ți fie rușine, Traian Băsescu.
Unde te-ai dus tu, steaua mea? Și a mea. Și a mea. Oricât ni s-ar rupe sufletul la mormântări, nu putem trece neobservată fățărnicia și cabotinismul celor implicați. Cui m-ai lăsat tu, drag, ga mea prietenă? Cui m-ai lăsat, iubită, scumpă, amică? A fost o femeie foarte frumoasă. Cea mai frumoasă femeie pe care am cunoscut-o vreodată. Era sexy, era senzuală, era... Da, ce senzuală era. Din punct de vedere intelectual, era foarte, foarte deșteaptă și citită. Citită. Uh-huh. E, bine, și era deșteaptă, adică, mă rog, nu trecea aia clasa, da, era genială în rest. Da, normal, dar nu interesau notele. Normal. Ei, o plăceau profesorii. Dar norocul ei și ce mai plăceau. Da. Mai ales la de matematică. Cea mai plăcut-o prin vestiare, prin cancelarie. Sau în toalet atunci. Auzi, mai țin de când a prins o clasă de geografie. Mamă, ce scandal a ieșit. Era cu minte. Era modestă. Și în primul rând fidel. Da ce cu minte! Da ce modest! Da ce femeie fidelă! Făcea toți banii! Extraordinar de fidelă, n-am mai văzut așa o femeie fidelă! Dar mai ales modestă era ea! Norara perfectă era ea! Niciodată ea nu mi-a greșit mie cu o vorbuliță! Odată nu mi-a trântit ea ușa în față sau să mă scuipe, să-mi zică ea mie... Vacă sau să dea cu farfurii în capul meu. Mamă. Nici o mamă, da? A murit nora mea preferată. Și e cea mai fericită zi din... Cea mai nefericită zi din viața mea. Și uite că vorbesc prostind de la tristețea asta care mă copleșește. Uf. Era un om extraordinar de generos. Îi copleșea cu darul mereu pe cei din jurul ei. Are dreptate. Eu sunt menajera dumnealor și domnul are dreptate. Era o persoană foarte generoasă. Îmi dădea mereu hainele pe care nu le purta. Pantofi dezlipiți, ciorap rupți, rochi arse cu fierul de călcat. Și mâncare îmi dădea uneori. Tot ce se strica, un frigider sau era expirat, îmi dădea mie. 4-3-2. Dumnezeu să o odihnească că a fost un om tare generos. Era un om extraordinar. De o bunătate și de o blândețe foarte rare. Da, mai ales blândețe, ia uitați. Era pură și simplă, normal. Iar acum m-a lăsat singur. Și pe noi m-a lăsat singur. Și pe mine. Dumneata, cine ești? Cine ești, domnule? Sunt un prieten, care nu contează. Cine? Am petrecut odată o noapte într-un tren, într-un vagon de dormit. Nu, dar nu, că n-a fost ceea ce credeți. N-a fost, am povestit viețile, a fost ceva... N-a fost... Gomotoroților. Da, nu, nici nu ne gândeam la altceva, nu. De la cine? Dumneavoastră sunteți domnul Cordaciu? Da. Dacă ne-a povestit foarte mult. Atunci asta sunt amant Teodor. Da, eu sunt. A, Celesta. Celesta? Bă, ce nume frumos. Andreea. Marin. Ce surpriză. Cum spuneam, m-a lăsat singur. Și pe noi. M-a lăsat singur. Sunt ultimele clipe pe care le petrecem împreună. Ei plăceau foarte mult. Oamenii îmbrățișați. Da. Haideți acum în aceste ultime clipe să ne îmbrățișăm doi către doi. Sigur, mă rog. Și câte trei. Nu vă supărați, se poate să ne îmbrățișăm sus? Și noi. Hai să ne îmbrățișăm. Afară, mai bine, că am mașina aici, după că... Dumneavoastră este domnul Cordaciu. Ne-a zis multe, ne-a povestit. Păi, da. Doi amanți, vine și Cordaciu, eu n-am re. Puteți să mergem să ne îmbrățișăm jos?
Poți să mă îmbrățișez? Îmbrățișez. Auziți, eu pot să mă duc să mă îmbrățișez. Pot să mă duc să mă îmbrățișez. Auziți, pot să mă duc. Spuneți-ne, cum ați decedat? Păi... De fapt, este câteva atât. A murit în timpul guvernării Năstase. A murit, de fapt, în timpul regimului...